Ideea creării platformei a apărut din mai multe motive. Primul a fost cumva din cerința localnicilor de a avea o mai mare promovare a regiunii, totodată și din necesitatea de a anunța din timp despre evenimentele care se vor petrece în municipiu, dar și în regiune. Crearea platformei a fost cumva axată nu doar pe crearea unui calendar de evenimente, dar totodată și prin promovarea a municipiilor, a instituțiilor municipiilor culturale, educaționale și de sport, dar și domeniul de turism, care este concentrat nu doar pe municipiu, dar întreaga regiune. Rubrica afișă, avem o listă de evenimente planificate, dar noi putem selecta o anumită dată care pe noi ne interesează, având ideea, e necesar ca să găsim resurse, desigur, pentru implementarea anumitei idei. Așa coincis că primăria municipiului Cahul a anunțat proiectul bugetarea participativă, apelând și noi ca un grup de inițiativă, am fost anunțați că proiectul nostru a trecut și cam din mai-iunie, deoarece cumva procesul a durat mai mult timp, am început propriu-zis implementarea proiectului. Pe site, la momentul de față, este o mică părticică din tot potențialul care îl avem în regiune. Cu asta vreau să spun că urmează să mai fie completat și cine ar dori să fie pe platformă poate să ne facă o solicitare, dar sperăm că în timp apropiat mai găsim niște fonduri și vom crește cumva promovarea platformei. Данная платформа – это визитная карточка города Кагула и региона. Цель была для того, чтобы привлечь больше туристов и информировать горожан о мероприятиях, которые проходят в городе Кагуле и в регионе. От идеи в голове до официальной публикации сайта заняло порядка 8 месяцев, из которых почти полгода заняло именно сбор информации. Создание логотипа тоже сделали мы. Логотип сделан в двух цветах, это желтый и коричневый. Коричневый – это цвет земли, это цвет дерева, это народные инструменты, народные мастера, которые можно найти на нашем сайте. А желтый – это цвет тепла, благополучия, это цвет улыбки. И идея «Визит Кагул» – это то, что люди могут погрузиться в данную атмосферу нашего региона, и то, что мы гостеприимный народ, и мы всегда рады их увидеть в нашем городе.